Vreau astăzi să vorbesc despre un mesaj destul de simplu. Așteptări. 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 Sunt mulți oameni care vin la Dumnezeu cu tot felul de așteptări. Se roagă lui Dumnezeu și spun: Doamne, vreau să faci asta pentru mine și aștept, Doamne, să faci lucrul ăsta. Doamne, am nevoie de un nou loc de muncă sau de un loc de muncă. Am nevoie, Doamne, de o soție. Am nevoie de un soț. Am nevoie, Doamne, ca să fiu vindecat. Am nevoie, Doamne, de bani mai mult. Am nevoie, Doamne, să faci minunea asta pentru mine și aștept. Avem așteptări din partea lui Dumnezeu. Pe unii întreabă Dumnezeu: ce vrei să fac pentru tine? Care e nevoia ta? Care e problema ta pe care tu aștepți ca eu să o rezolv? Care e așteptarea ta de la mine? Ce vrei să fac? Mi-aduc aminte că Iisus mergea și Biblia ne spune în Luca întâmplarea aceasta și la un moment dat a fost un orb pe marginea drumului și o striga după Iisus și a spus: Iisus, fiul lui David, ai milă de mine. Și l-au adus înaintea lui Iisus și o întrebare foarte tare. Îl întreabă Iisus: ce vrei să fac pentru tine? Ce vrei să fac pentru tine? Unii avem așteptări de la oameni. Alții avem așteptări de la Dumnezeu. Și totuși, prea puțini oameni se întreabă: ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Oare numai noi oamenii avem așteptări de la Dumnezeu? Sau și Dumnezeu are așteptări de la noi? Avem așteptări de la oameni, unele așteptări mai mici, altele așteptări mai mari. Avem așteptări de la prietenii noștri, de la familia noastră, de la părinți, de la copii să se comporte într-un anumit fel. Unii dintre noi avem așteptări chiar și de la noi înșine. Anul ăsta aștept de la mine să fiu diferit. Aștept de la mine să termin ceea ce am început, școala care am început-o. Aștept de la mine să mă trezesc mai devreme anul ăsta. Mi-am pus câteva lucruri și am așteptări mari de la mine anul ăsta. Unii sunt realiști, alții irealiști. Dar avem așteptări de la noi. Și Dumnezeu are așteptări sau cerințe de la noi. De ce totuși? De ce totuși Dumnezeu ar avea așteptări de la noi? Trebuie să fac eu ceva pentru Dumnezeu? Contează la un moment dat ceea ce fac eu pentru Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat mântuire, m-a mântuit și gata. Eu nu mai trebuie să fac nimic. Spune în Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți. Păi dacă Dumnezeu m-a mântuit și mi-a dat harul acesta să fiu mântuit, cum spune aici în Efeseni, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Păi Dumnezeu ți-a dat darul acesta al mântuirii. Păi dacă Dumnezeu mi l-a dat, ce mai pot să fac eu? Spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni că o dat mai mult sau o dat mai puțin. E un dar de la Dumnezeu. Atunci mai contează că fac eu ceva pentru Dumnezeu sau nu? Mai are Dumnezeu așteptări de la mine? Și așa știe Dumnezeu că eu sunt un păcătos, știu că sunt neputincios, cunoaște starea mea, cunoaște familia mea. Ce aș putea eu să fac pentru Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat acest dar al mântuirii și tu trebuie să-l accepți prin credință. Și în momentul în care ai acceptat acest dar, ai spus: Doamne, da, eu cred în Tine, cred că Tu ești Dumnezeu care îmi ierți păcatele, cred că Tu ești Dumnezeu care m-ai mântuit. În momentul când ai acceptat acest dar, Dumnezeu are așteptări de la tine. Când ai început să te numești un creștin, vreau să știi dimineața aceasta că Dumnezeu are așteptări de la tine. Lucrul acesta începi să-l înțelegi tot mai mult atunci când te apropii de Dumnezeu. Atunci când începi să cunoști cum gândește Dumnezeu, cum vorbește Dumnezeu, când începi să citești Biblia, când începi să te rogi, când începi să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți atenți aici. În momentul când te apropii și începi să-L cunoști tot mai mult pe Dumnezeu, începi să înțelegi că Dumnezeu a hotărât o vreme, un timp și un număr de zile pentru tine. Dumnezeu a hotărât o vreme, un timp și un număr de zile pentru tine aici pe pământ. Puteți să spuneți împreună cu mine. Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a hotărât un timp, o vreme, un timp, o vreme și un număr de zile pentru mine. Și un număr de zile pentru mine.
Spune David în Psalmul 139 cu versetul 16. Spune felul următor, David. Când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Când nu existam, eram doar un prototip, un proiect. Spune David, ochii tăi, Doamne, mă vedeau. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte. Mai înainte ca să existe vreuna din ele. Auzi cuvântul și încep să te întreb, Doamne, oare chiar așa e? Oare Tu ai hotărât o vreme, un timp pentru mine în generația asta? Oare Tu ai scris un număr de zile în cartea Ta pentru mine? Oare începutul meu și sfârșitul meu este hotărât înaintea Ta? Doamne, dacă așa e, atunci care este voia Ta pentru viața mea? Care este planul Tău? De ce m-ai lăsat să trăiesc aici pe pământ? Doamne, ce vrei ca eu să fac? Pentru ce trăiesc? Doamne, vorbește. Luminează mintea, învață-mă, condu-mă, cum să trăiesc, ce să fac? Și începi, încet, încet, să cauți să împlinești ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru tine. Da, în dorința asta de a împlini voia lui Dumnezeu, de cele mai multe ori ne blocăm în trei lucruri. Și asta e un lucru pe care îl experimentăm fiecare dintre noi. Ne blocăm în trei lucruri. Unde, când și cum. Unde, când și cum. Ne frustrăm pe cuvântul unde. Doamne, unde să merg să împlinesc voia Ta? Doamne, la ce școală să mă duc? În ce oraș să plec din țară? Să rămân în țară? Să mă mut în alt oraș? Doamne, unde? Oare unde ai hotărât Tu ca să trăiesc eu și să împlinesc voia Ta? Unde mă vrei, Doamne? Și stăm așa nehotărâți până când ajungem să renunțăm. Și spunem, știi ce, nu mă mai duc nicăieri, nu mă mai contează, nici nu mă mai interesează ce are Dumnezeu pentru mine, pentru că nu știu unde mă vrea Dumnezeu. Al doilea lucru, ne frustrăm pe cuvântul când. De obicei, atunci când încercăm să începem ceva nou, e o etapă nouă din viața ta, e o facultate nouă, sau e o școală nouă, sau e o calificare nouă, sau e un loc de muncă nou, sau începi un grup de casă, sau vrei să faci ceva nou. Și te frustrezi pe cuvântul ăsta când, pentru că lucrurile nu merg exact așa cum vrei tu. Și spui, nu știu dacă e voia lui Dumnezeu, dacă mă ajută Dumnezeu în ceea ce fac, dacă trebuie să fac asta, nu știu, e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu în ceea ce fac. Așa că ajungi să spui, știi ce, nu încep acum. Poate că nu e timpul lui Dumnezeu. Problema este că suntem atât de preocupați de timpul potrivit, încât ratăm momentul. Când? Nu știu când. Ne frustrăm pe cuvântul cum. Doamne, știu că ai ceva pentru mine și întotdeauna lucrurile pe care Tu le-ai pregătit pentru mine sunt lucruri mari, sunt lucruri bune, lucruri care mă vor duce mai sus, dar de același timp și lucruri grele. Și de obicei ne frustrăm pe cuvântul cum. Pentru că el are de face cu speranțele noastre, cu viziunea noastră, cu imaginea noastră. Avem o imagine în minte despre ceea ce vrem să facem și vrem să se întâmple și spui, acolo vreau să ajung. Dar nu știu cum. Ne oprim și ne blocăm în îndoială și în frică. Oare cum voi putea eu să împlinesc chemarea asta lui Dumnezeu? E prea mare pentru mine. Nu voi reuși niciodată. Și te blochezi acolo în îndoială și în frică și spui, mi-ar place să fiu acolo, mi-ar place să împlinesc ceea ce Dumnezeu are pentru viața mea, dar e prea greu pentru mine și nu o să pot face asta prin puterile mele. Cum? Nu știu, nu știu. Doamne, fă Tu în locul meu. Foarte repede, aceste îndoieli vin peste noi și astfel nu vom mai putea nici măcar să începem. Renunțăm înainte să începem. Renunțăm înainte să începem. Biblia vorbește despre mulți oameni care au avut diferite chemări de la Dumnezeu și nu spun că Biblia nu vorbește într-un mod detaliat și exact și clar despre aceste trei lucruri. Unde, când, cum. Au fost oameni care Dumnezeu le-a spus exact unde să meargă, când să meargă și cum să facă toate lucrurile astea. Biblia vorbește o grămadă de cazuri. Dar nu putem permite ca necunoașterea clară a unor detalii din viața noastră să ne oprească pe noi în a împlini poruncile clare ale lui Dumnezeu. Nu putem lăsa ca, dacă noi nu înțelegem sau nu vedem anumite lucruri clar în viața noastră, neclaritatea asta să oprească chemarea mea și chemarea ta, chemarea noastră pe care o are Dumnezeu. Ce așteaptă, ce vrea Dumnezeu de la noi? Pentru că Dumnezeu are așteptări de la noi. Și vreau să vă dau două cuvinte
două texte în dimineața aceasta. Unul este din cartea lui Mica, capitolul 6, versetul 8, care spune în felul următor. El, Dumnezeu, ți-a arătat, omule, ce este bine. El, Dumnezeu, ți-a arătat, omule, ce este bine. Dumnezeu a pus în inima omului o cunoștință acolo și omul știe ceea ce e bine și ceea ce e rău. Te întreb și vezi mulți oameni și discuți cu mulți oameni și omul știe înăuntru lui ce e bine și ce e rău. Pentru că Dumnezeu a pus cunoștința asta între bine și rău înăuntru lui și omul cunoaște. Ți s-a arătat, omule, ce este binele și ce altceva cere Domnul de la tine decât. Și ne spune Mica aici trei lucruri. Să faci dreptate, să iubești mila și îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Trei lucruri simple pe care Dumnezeu ni le cere la fiecare dintre noi în trăirea noastră de fiecare zi. Să faci dreptate, oriunde ești, să fii un om drept. Că în familia ta, că acasă, că la locul de muncă, că la școală, oriunde ești, să fii un om drept. Să iubești îndurarea și mila, al doilea lucru. Să fii un om milos, să fii un om plin de îndurare. Al treilea lucru, să umbli smerit cu Dumnezeu. Să înțelegi că Dumnezeu e mai presus de tine. Să înțelegi că fiecare dimineață e un cadou de la Dumnezeu pentru tine. Să înțelegi că puterea ta, înțelepciunea ta vine de la Dumnezeu. Al doilea text pe care vreau să-l citesc este din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 36. Spune că au venit un grup de oameni și l-au pus la încercare pe Iisus. Și spune lui Iisus în felul următor: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Cumva au spus: Învățătorule, spune-ne, care e cel mai important lucru? Restul nu mai contează. Iisus i-a răspuns: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău, iubește pe semenul tău ca pe tine însuți. Iubește pe oameni. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe oameni. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe oameni în fiecare zi. Cerințele acestea lui Dumnezeu nu încep nici de cum cu întrebările care le-am pus mai devreme. Unde, când și cum? Unde să-L iubesc pe Dumnezeu? Unde să fac dreptate? Unde să iubesc pe oameni? Când să iubesc pe oameni? Când să fac dreptate? Când să am milă? Cum? Nu, nu, nu. Întrebările sau întrebarea pe care Dumnezeu o pune este: ce să faci? Ce să faci? Lucrurile acestea pe care le-am vorbit, să faci dreptate, să ai milă și durare, să umbli smerit, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe oameni, care pot fi împlinite oricând, oriunde și oricum. Oriunde te duci, le poți împlini. Oricând te duci, le poți împlini. Oricum trăiești, le poți împlini. De fapt, atunci când noi suntem atenți la ce vrea Dumnezeu să facem, atunci Dumnezeu ne arată clar unde, când și cum. Nu lăsa în mintea ta tot timpul dorința de a trăi în viitor. Și concentrează-te pe momentul pe care Dumnezeu ți l-a dat astăzi. Poate mâine nu vei mai fi. Astăzi mai ai o șansă. Astăzi mai ai o oportunitate să faci ceva. Astăzi ți s-a mai oferit oportunitatea să trăiești și să împlinești chemarea ta. Totul începe. Și vreau să mă ascultați asta două idei pe final. Totul începe cu disponibilitatea și dorința ta de a împlini ceea ce a scris Dumnezeu pentru tine. Aici este secretul, să fii gata să te supui și să spui: Doamne, sunt dornic să împlinești ceea ce Tu ai scris pentru mine. Știu că ai hotărât o vreme, ai hotărât zile, ai hotărât, Doamne, un început și un sfârșit pentru mine, ai planificat lucruri pentru viața mea. Doamne, sunt dornic să împlinesc ceea ce Tu ai spus pentru mine. Sunt disponibil, gata să împlinesc ceea ce Tu ai scris pentru mine. Nu complica chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Ci începe astăzi să trăiești simplu împlinind cuvintele pe care ți le spune Dumnezeu.
De prea multe ori complicăm creștinismul, complicăm chemarea. Astăzi, fii dornic și gata să trăiești într-un mod simplu, ascultând de ceea ce Dumnezeu îți spune. 5 lucruri astăzi. Fă dreptate. Iubește mila. Umblă smerit. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește pe oameni.